Din canal de aici așa, merge direct în Dunăre, nu? Scandalul s-a iscat după ce un locatar al Orșovei a filmat aceste imagini. Omul spune că în loc să deverseze apele uzate în bazinele de decantare ale stației de epurare, angajații de pe vidanjă le-au deversat într-o gură de canalizare, de unde ar ajunge direct în Dunăre, fără să fie epurate. În loc să treacă să apa să se salubrizeze, să se curețe în bazine anume, s-au vărsat exact în canalul ăla și din canal direct în Dunăre, deci fără niciun fel de filtrare, fără niciun fel de... Și ați văzut și acele canale, bazine care sunt, că sunt dejecții pe ele. Asta o consumă Severin. Tot ce se aruncă de la Orșova o consumă Severin. Acuzațiile la adresa firmei care alimentează Orșova cu apă nu se opresc aici. Păi n-avem canalizare acolo unde stau eu, dar vin vitanjele și goresc direct unde se duce la Dunăre. În centrul orașului a făcut o stație de pompare care se preia apa proastă care vine din oraș și s-o ridice la un nivel și s-o împingă înspre stația de epurare. Ei, în stația de epurare să știți când ajungem și acum. Unde așa, ajunge? Pentru că ajunge în Dunăre, presupun, că în altă parte n-ar să ducă. Apa și canalul la Orșova lasă de dorit. Deci cred că ar trebui să se facă ceva. Nu știu ce. De ce lasă de dorit? Pentru că nu există niciun fel de preocupare. Incidentul a fost comentat doar de viceprimarul primăriei Orșova, deoarece reprezentanții operatorului de apă canal au refuzat să dea explicații în fața camerelor de luat vederi. Noi la primărie nu avem niciun asemenea proces verbal sau, mă rog, o științare sau ceva de la organele de la mediu. Nu știu dacă se deversează sau sunt tratate și după aia deversate. Deci asta nu pot să vă spun. Dacă e așa, cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Păi nu e în regulă. Cazul a ajuns și în atenția comisarilor gărzii de mediu Mehedinți, care au declanșat o anchetă, iar dacă va fi găsit vinovat, operatorul privat riscă o amendă între 10.000 și 50.000 de lei.